Pe pup, haideți copii, haideți, bravo mă, campionilor! Deci, Ciucă, aveți pe ăștia mici? Deci, dacă rămânem doar noi cu ei, nu e bine. Acolo, un, doi. Deci noi suntem numărul unu, mă, și pe mâncare și pe bătaie. Am avut mai devreme pac la mâncare, pac la bătaie. Păi copii, bravo, deci Cătă, bună ziua și bine ai venit. Te pup. Am crezut că ai cobor de pe Muntele Atos când te-am văzut cum ai intrat. Nu, chiar de la Sihla. Da, te-am văzut acolo cu, cu crucea la gât și am zis, Cătălin, băiatul nostru credincios, venit astăzi la emisiune. Vreau să-mi prezinți pe fiica ta, pentru că am văzut niște TikTok-uri unde ea este la fel câștigătoare și medaliată cu aur. Da. Pot să spun că am o echipă de copii minunați și se văd rezultatele muncii noastre și a lor în special. Da, Matilda este prima campioană europeană de jiu-jitsu brazilian și care are vârsta de 5 ani. Jiu-jitsu brazilian, 5 ani? Da. Stai să-i dau microfonul. Nu, care microfonul? Are microfonul, da, da, iartă-mă. Păi e de acasă. E în devenire acum și crește ușor, ușor. Ce faci, cum e? De câte ori te antrenezi pe zi? Câte antrenamente faci pe zi? Una. Un antrenament? Cam câte ore? O oră jumate maxim. O oră jumate? Uh-huh. Și cu tine, nu? Cu mine și cu colegii. Foarte, dar tu ești antrenorul tuturor. Da, ați fost exact acum la Dublin, în Irlanda, uh-huh, și ați luat 11 medalii? Nu, am luat 8, 2 câte să mergi. Una, 2. 8 și 2 de aur, nu? 8, zic că ai 2 de aur. Una de aur la copii și la juvenil, la juniorii mari, Darius a luat aur. El e Darius? Superb, bravo. Și ca și informație, gândește că este la... Zi. Un an de zile face doar. Doar mamă, că este un an de zile, da? Și a luat medalia de aur? Exact, doar că este foarte... E ca un burete, absolut orice informație și are... Are o chemare pentru sportul ăsta. Jiu-jitsu brazilian. Exact. Dacă îți place sportul ăsta și îl faci cu plăcere și cu... cum să zic eu, cu abnegație, n-ai cum să nu ai rezultate. Da, e un sport în același timp care te și echilibrează mult. Foarte mult, plus că este un sport care te ajută foarte mult ca și autoapărare, deși copiii mei și sportivii care sunt mai mărici știu clar că n-au voie să înceapă niciun conflict, doar dacă se nevoie să se apere, atunci se vor apăra. Dar până atunci, ei sunt ca niște floricele. Cum te cheamă? Rareș. Câți ani ai, Rareș? 8. 8 ani. Mulți înainte ai luat medalia de argint? Bronz. Bronz. De bronz. Medalia de bronz. Bravo, tu? Ianis. Câți ani ai, Ianis? 8. Uite, mă, e alt Ianis. Am avut mai devreme un Ianis la bucătărie, acum un Ianis la... Nu-i place fotbalul, stai niște. La... Nu, am avut mai devreme în bucătărie. Și acum la jiu-jitsu. Pe tine? Andrei. Câți ani ai, Andrei? 12. Mulți înainte. Aici o avem pe... Matilda. Matilda, care are aurul. Stai să vedem și pe... Stai acolo, stai că vin eu cu microfonul. Dar ajung după aia, să-i cunoaștem pe toți. Aici? Ezel. Ezel, câți ani ai, Ezel? 12 ani. Și de cât timp faci? De 3 ani. Îți place? Da. Super. E dur, domnul antrenor? Nu. Nu? Nu se uită așa la mine. Are dreptate. Nu e? Nu este. Nu este. Pe tine cum te cheamă? Mario. Și câți ani ai, Mario? 16 ani. 16 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Andrei și am 13 ani. Mulți înainte, Andrei. Și tu ai fost la Olimpiadă? Da. Super. Bravo. Și aici? Darius. La Europene. Da. 17 ani. La campionatul din Dublin. Ai rămas cu Olimpiada din înainte. Exact. Cât ai? 16 ani? 17. 17 ani și ai luat aurul, nu? Da. Și de tine spunea că mâine, poi mâine, pe el îl vezi foarte departe, Cătă, ca pe lângă ceilalți copii, nu? Momentan e cel mai mare și cred că el va ajunge primul mai departe. Pentru că e cel mai mare. Și... Exact. Și îți mai spun ceva. Știi că e la teologie. Și tu ești la, și ești la teologie? Da. Deci? Deci? Da. Orice are legătură cu Dumnezeu în ziua noastră, nu? Clar că tot are legătură cu Dumnezeu în ziua noastră, dar mă gândesc eu când o să fie la parohia lui, adică cine nu-l ascultă și nu se așa face spovedania la timp. Dacă fluieră cineva în biserică... Atât trebuie. Aici? Sara și am 9 ani. Mulți înainte, Sara. Și tu de cât timp faci? De un an. De un an. Alexia și am 8 ani. Mulți înainte? 47 ani. Bravo, Patrick, felicitări. Dar știi ce? Te-am întrebat atunci, legat, că am zis, băi, Cătă, parcă ai venit de la Muntele Atos, eu știu că ești un tip foarte credincios, dar acum te-am văzut și cu mult mai multe semne ale credinței. S-au întâmplat lucruri în ultima perioadă? Te-ai mai schimbat un pic? Sunt lucruri care se întâmplă în viața fiecărui om și ceea ce este mai important pentru mine este că mi-am găsit liniștea și
mi-am reamintit că sunt ortodox și că trebuie să cred în Dumnezeu. A fost un moment în care te mai îndepărtați de lucrurile astea? M-am îndepărtat foarte tare, dar vezi că Dumnezeu ne dă semne la fiecare și la un moment dat îți dai seama că trebuie să te întorci acolo de unde ești de fapt. Cam asta este. În rest, ce să spun, sunt cel mai fericit om în momentul ăsta, lucrurile merg așa cum trebuie să meargă, fără niciun fel de problemă și știi cum se spune, cu ajutorul Dumnezeu toate le rezolvăm. Da, și de asta spune, am văzut schimbarea asta la tine și mă bucur, știi, că vii și că și poți povesti despre ea, că fără credință, fără Dumnezeu nu prea poți să faci nimic în ziua de astăzi și nu prea poți să fii așa împlinit. Păi, dacă vrei să fii împlinit, trebuie să crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi în ceea ce suntem noi, de fapt, în ortodoxie și în chemarea fiecăruia pentru... Nu vreau să intru acum în niște discuții care cred că nu și-au rostul în momentul ăsta. Eu cred că și-au rostul. Noi vorbim despre copii, în primul rând, aici. Și-au rostul, știi de ce? Pentru că sunt și sărbătorile, parcă e și postul Crăciunului. Vine Crăciunul. E perioada asta care parcă cu mult mai multă bucurie sau mai multă deschidere să vorbești despre lucrurile astea. Păi vrei să te șochezi puțin? Da. E, uite, ieri m-am băgat cu Mihai. Cu băiatul tău? Exact. Deci lucrurile se schimbă, doar că trebuie să găsești calea care duce către schimbare. Dar să știi că e, cred că, una dintre cele mai faine vești pe ziua de astăzi, pentru că era foarte dificil să vezi mereu conflictul ăsta între tine și băiatul tău. Da, acum suntem ok, vedem ce va fi în continuare. Momentan am făcut primul pas, l-am sunat. L-ai făcut? Da, l-am sunat, am vorbit cu el, rămâne să vedem ce va fi în continuare. V-ați și văzut? Nu încă, vreau să-l văd, vreau să-i văd băiatul. Dar asta pe viitor, ușor, ușor. Nu ne grăbim. De cât timp nu vorbeați sau cum era? Cum de șase ani. De șase ani era tensiunea între noi? De șase ani era tensiunea între noi. Nu contează cine a fost din nou sau ce a fost. Astea cred că nu mai au nicio valoare. Au trecut și la un moment dat se duc, nu mai au nici fel de importanță. Important este prezentul și ce va fi mâine. Dar mă bucur mult de tot pentru tine. Și mi se pare că e un lucru și în perioada asta... De ce? S-a bucurat, nu? Ia? Da, cred că da. Nu știu ce e în sufletul lui și în creierul lui acum, dar nu știu, aflu eu. Diseară când sunt de vorbă, că noi de obicei stăm jumătate de oră, o oră în fiecare seară de vorbă și ne povestim tot felul de lucruri și întrebări și chestii. Avem o conexiune mai specială noi doi. Eu mă bucur mult de tot și uite, mă bucur și pentru vestea asta pe care ne-ai dat-o. E, vezi? Deci, Dumnezeu face lucruri bune. Face lucruri bune, dar cum s-a întâmplat apropierea asta așa mai... Știi, am văzut acum asta, povesteam cu Ciucă zilele trecute, Dead Yankee, unul dintre cei mai mari cântăreți din lume, de reggaeton și numai, la un moment dat, într-un concert cu mii de oameni, le-a spus oamenilor cum, de fapt, avea de toate, dar nu era liniștit sufletește, împăcat sufletește, și că de acum încolo, gata, aparține lui Iisus și credinței, și a spus asta în fața la mii de oameni. Și pe tine de asta zic, simt că... Cătă, pe scurt, ți-am spus, trebuie să te lovească un lucru nedorit și neplăcut, ca să-ți dai seama că trebuie să te întorci către Dumnezeu. Mie mi s-a întâmplat acest lucru în urmă cu o lună zile. În momentul în care am aflat rezultatele că sunt ok, că sunt bine și mi-a făcut oarecum, a fost o alarmă falsă, deși teama și frica, crede-mă, că a intrat în tot corpul, eram pe saltea, la antrenament cu copii, am ieșit de pe saltea, m-am dus la soția mea și am spus eu mâine plec la mănăstire la Sihla. A fost primul pas, a doua zi am fost la mănăstire, am reușit să descarc. Undeva lângă Târgu Neamț, Piatra Neamț, sau mai, pentru cei care cunosc locul și despre ce este vorba, mănăstirea Sihăstria, Agapia, da. E undeva în vârful muntelui. Tu primise un diagnostic care s-a dovedit a ne avea treabă cu realitatea, care te-a pus pe gânduri. Exact, m-a pus pe gânduri și asta m-a făcut să mă întorc către ceea ce sunt eu la origini, ortodox. Și uite așa, m-am dus prima dată 5 zile, a doua oară... Asta 5 zile? Da, a doua oară 6 zile și o să mai mergem de sărbători din nou, toți, toată familia, pentru că e un loc, eu îmi place să spun așa, e o bucățică de rai acolo, unde te poți regăsi și unde poți să-ți reconsideri relația ta cu Dumnezeu și cu divinitatea, într-un cuvânt. Și tot acolo, discuțiile cu duhovnicul te-au ajutat să te facă să-l suni și pe băiatul tău și să rezolvi. Da, și nu doar datorită părintelui stare s-au întâmplat lucrurile astea, ci datorită faptului că eu mi-am dorit schimbarea asta. Că orice ai face în lumea asta, dacă nu-ți dorești cu adevărat să schimbi ceva, nu o să poți să schimbi niciodată.
Știi cum este? Când te duci cu inima îndoită undeva, nu ai rezultate. Când te duci cu sufletul deschis și cu inima plină, atunci vei avea rezultate. Credem, uite, și noi am plecat la campionatul ăsta european, bă, oarecum speriați. Pentru că e prima dată când mergem la un asemenea campionat, e prima dată când ies cu echipa de copii din România la un asemenea campionat, gândești că au fost în jur la 3.000 de sportivi acolo. Adică nu e atât de simplu. Și ei au avut emoții și tot felul de lucruri care pe fiecare în parte i-a încercat. Dar, vezi, Dumnezeu ne-a ajutat și am reușit să facem rezultate bune pentru România. Ei unde se antrenează? La Târgoviște? Toți sunt din Târgoviște, mă rog, nu din oraș exact, dar la Târgoviște ne antrenăm toți. Acolo unde e sala ta? Unde am deschis academia. Și deși sunt un pic mai strict în ceea ce privesc cei care vin la noi la academie, adică nu oricine poate să ajungă acolo, cei care vin, uite că am satisfacții cu ei, au și ei satisfacții și suntem fericiți, că asta e cel mai important. Noi acolo am creat o familie. Și încet, încet vreau să facem o familie mare, 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 mare. Eu mă bucur că ai reușit să faci din copiii ăștia mici campioni și în același timp să le dai așa încredere în viață și forță și putere. Asta contează, Cătălin. E adevărat. Ești la început de drum în viață și acum tu practic îi pui așa pe un făgaș. Uite, acum dacă m-ai întrebat, lucrul nu ți-a fi spus în urmă cu o lună și ceva de zile, dar dacă mă întrebi un lucru, acum spun așa, că educația unui copil, fără educația religioasă, ortodoxă în primul rând, cred că este zero. Noi, oamenii, am uitat să ne creștem copiii și în spiritul religiei noastre. Nu te pune nimeni să te duci la nu știu ce religie sau mai știu ce altă nebunie. Dar noi suntem ortodoxi, suntem botezați ortodox, da? Și trebuie să ținem strict de religia noastră. Iar copiii, am observat un lucru, copiii care sunt crescuți oarecum cu frica al Dumnezeu, cum se spune, și uite aici avem pe Darius, un copil foarte, foarte cu minte. La teologie, Darius. Înțelegi? Au altfel de decizii în viață. Se gândesc de două ori înainte să facă o greșeală, se gândesc mult înainte să facă un pas greșit. Și atunci, mie mi se par mult mai echilibrați copiii care cresc în familii care încă merg la biserică și cred în Dumnezeu. Dar ce tare, dacă mă întrebai acum o lună, n-ai fi spus chestia asta, știi? Acum o lună recunosc, eram un ateu convins, eram... Atât de departe erai de Dumnezeu? Vrei să spun replica soției mele? A fost așa. Tu erai un posedat. Asta este replica ei. Și eu o vorbă care mie îmi place foarte tare, care mi-a spus-o un călugăr, ceva de genul, zice, acum poți să fii fericit că te ține Maica Domnului în brațe. M-am descărcat total, m-am liniștit, am dat afară, să spunem așa, tot răul care era și acum lucrurile sunt foarte, foarte mișto. Adică, ca și remarcă, relația mea cu cei din jurul meu este mai bună ca niciodată. Gândește puțin, am încheiat orice conflict, orice neplăcere, orice lucru care mă deranja. Și în momentul ăsta pot să spun că am plecat curat la un nou drum. Cum asta este? Niciodată n-aș fi crezut că ai fost atât de departe de Dumnezeu. Și uite, toți copiii de aici, înainte să plecăm la campionatul european, am mers, am primit binecuvântarea părintelui de anul din parohie și uite că am mers bine. Simt. Dacă te trezi la mine și nu trebuie să crezi. Nu mă uit pentru că două lucruri. Odată îmi place nouul Cătălin Smărândescu mult. Mulțumesc frumos. Și în al doilea rând, n-am știut niciodată că ai fost atât de departe de Dumnezeu, nu, știi? Foarte departe am fost. De mi-e rușine să spun cât de departe am fost. M-a întrebat un... Adică, un... nu, n-am știut treaba asta, de asta spun. M-a întrebat un părinte și zice... De la părintele stai să m-a întrebat. Zice, când ai fost ultima la biserică? Zic că mai bine 20 de ani, părinte. Nu cred. Și sau intrau în biserică doar atunci dacă, știu, botezam pe cineva sau cununam pe cineva. Altfel nu. Altfel nu. Și un lucru care, vezi, acum pot să fac comparație. Una e să spui din gură, cred în Dumnezeu, dar asta, Doamne, că mă rog eu în colțul meu. Și alta e să simți lucrul ăsta. Până nu simți lucrul ăsta, n-ai cum să simți împlinirea. Și nu, eu știu, mulți oameni poate spun acum, bă, zmăr la nebunii. Nu, n-a nebunit zmăr. Perfect, n-a nebunit. Doar că bucuria și fericirea pe care o simt în momentul ăsta, aș vrea să împart cu toată lumea. Știu că nu este posibil, dar pe cât pot, voi încerca să fac lucrul ăsta. Simplu. Și faptul că, uite, cum ai zis, l-ai sunat și pe băiatul tău care era în conflict de 6 ani și asta ți-a dat așa o ușurare. Da, nu, zici că mi-a ridicat Everestul de pe umeri. Cam asta e senzația. Și acum câteva luni, ani de zile, dacă te întreba cineva, ziceai, nu am nimic, nu, e ce, e fiecare. Păi eram Gigi Mușchi.
Acum ceva timp în urmă, da, așa era. Și eram ferm convins că nu se face niciodată pasul ăsta. Dar înveți să ierți, înveți să accepti lucrurile așa cum sunt, înveți să, cum să spun eu, într-un moment, înveți să fii mai bun. Cam asta este. Și crede-mă, îmi place foarte tare nouă zmără. Crede-mă. Mă gândesc că, știu cum ai zis atunci, s-a ridicat Everestul de pe umeri. Da, așa a fost. De ce să te mint? Am luat-o ușor, ușor. Toate persoanele care eu nu mă înțelegeam, m-am dus, am făcut pace. Tu ai făcut primul pas. Da. Deci, încă o dată spun, nu contează cine este vinovat sau cine nu este. E important că am făcut primul pas pentru că eu mi-am dorit lucrul ăsta. Și eu îmi doresc liniște pentru mine, pentru familia mea. Dacă eu sunt liniștit, și familia mea e bine. Inclusiv copiii ăștia care sunt lângă mine, că sunt tot familia mea. Acum stau să mă gândesc și vine asta în minte. Mă gândesc ce gândeai tu acum câteva luni de zile, spunând că trecerea ta la credință s-a întâmplat acum o lună. Mai apropierea, da? N-ai vrea să știi ce gândeam. Nu, mă gândesc ce gândeai tu acum câteva luni bune, când erai departe de Dumnezeu, când vedeai pe Gigi Becali vorbind despre Dumnezeu sau cu căciula, cu crucea de la Muntele Atos și toate lucrurile alea. Și mă gândesc cum vezi acum lucrurile astea și, de fapt, cred că înțelegi altfel. Știi ce a spune eu în momentul ăsta? Spune așa: cine suntem noi să judecăm pe ceilalți? Înainte judecai. Da, din păcate judecam. Acum e clar și simplu, nu trebuie să judeci pe nimeni. Nu judeca ca să nu fii judecat. Dar soția ta era credincioasă? Soția mea, da, mult mai mult ca mine. Și întotdeauna m-a îndemnat: băi, schimbă-ți puțin atitudinea, mergi către Dumnezeu, mergi. Dar vezi, n-a avut puterea sau n-a existat momentul ăla, pentru că toate se întâmplă un anumit moment în viața fiecăruia. La mine acela a fost momentul în care m-a schimbat total. Simplu. Și Doamne ajută că a fost o veste falsă legată de problema de sănătate. A, da, lasă-mă că m-a speriat foarte, foarte tare. Foarte tare m-a speriat, dar acum tot e ok, e bine. Uite, de asta e bine, poate oamenii atunci când se duc la medic și își fac un control și poate veștile nu sunt cele mai bune, să încerce și a doua opinie, și a treia opinie, exact. Că poate nu e chiar așa cum... Deci eu am fost la 4 medici care mi-au dat același verdict pe final și atunci m-am liniștit. Dar am știut clar că... Tu ai fost prima dată la un medic care ți-a zis un verdict greșit? Nu mi-a zis niciun verdict greșit, dar mi-a spus ce poate fi. Adică șansele erau... De o problemă de sănătate, da, exact. Doar că prima dată m-am dus la 4 medici, mi-au dat aceeași verdict toți. După ce am făcut analizele și răs, făcut analize și analize, aceeași a avut aceeași opinie. Deci nu pot să zic că unul a zis ceva și unul altceva. Nu, toți au spus la fel. Și atunci a fost momentul în care am zis: băi frate, eu fără Dumnezeu sunt nimic, sunt zero. Nu exist. Înțelegi? Pentru mine aia a fost lumința de la capătul tunelului. Și ziua în care m-am hotărât, bă, e timpul să fac o schimbare la mine. De ce ai ales mănăstirea asta? E pe cineva? Băi, nu neapărat, dar nașa băiatul meu, tot la fel, în urma unor probleme de sănătate, a ajuns acolo și e ca o floricică acum, n-am niciun fel de treabă cu ea. E veselă, e plină de viață, adică dintr-un om care a avut ceva probleme, înțelegi, și a pierdut și familia și multe lucruri. Zic, bă, dacă păi a ajutat lucrul ăsta. Înțelegi? N-are cum să cunoaște pe toată lumea apropiat de Dumnezeu. Și... Dar cred că e important să-ți dorești tu să mergi acolo, să-ți dorești tu să faci schimbarea asta. Pentru că eu vorbă... Faci doar de dragul de a o face. Și nu vreau să intru mai mult în subiect, eu vorbă în care spune așa că tu fă un pas către Dumnezeu și Dumnezeu face ceilalți 9 pași către tine. Și atunci lucrurile se schimbă în viață. Să știi că mă bucur că ai venit și ai avut discuția asta, pentru că fiind tu postul... Tu ai deschis-o, eu am vrut să stau liniștit în banca mea. Mă bucur că am deschis-o, pentru că e postul Crăciunului, pentru că e foarte frumos să vorbim despre lucrurile astea și pentru că schimbările în bine întotdeauna sunt binevenite, să știi. Și felicitări. Și uite, acum întreabă pe Matilda dacă Doamne vreodată seara fără să spună rugăciune. Câte rugăciuni spun seara, Matilda, când te culci? Spuneți împreună? Da, împreună. Și Vladimir spune cu noi. Mai e așa, mai că el are 3 ani, știi? Da. Dar Matilda dă tonul întotdeauna și are 3 rugăciuni pe care le spune fiecare seară. Și mai puțin și învață crezul. Și mă bate pe mine. L-am învățat tu crezului. Că tatăl nostru l-am învățat din zbor. Să aveți grijă de voi, sărbători fericite și felicitări pentru ce faci la Academia din Târgoviște. Așa, și ca să spun, te vezi, el este soțul Andrei. Tot îți place de Andra. Domnul Andra sunt.
Vă pup tare, copii, felicitări. Mulțumim. Să fiți la fel de uniți și felicitări vouă și să vă țineți de sport și să faceți treabă cu Cătălin acolo. Cu siguranță. Mulțumim mult de tot. Doamne ajută. Numai bine. Oameni buni, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, mai vin alți copii la fel de frumoși și talentați.